Minuni și blesteme. Sfântul Grigore de Capolitul. Întâmplări mai puțin sau deloc știute. Un material de George Hodorogea. La mănăstirea Bistrița din comuna Costești, județul Vâlcea, se află de sute de ani moaștele Sfântului Grigore de Capolitul. Moaște ce au fost revendicate atât de ortodoxi cât și de catolici. De-a lungul anilor, s-a vorbit mult despre minunile Sfântului, dar și despre pedepsele groaznice suferite de cei care i-au vrut răul, într-un fel sau altul. Cert este că Bistrița posedă singurele moaște ale unui sfânt în integralitatea trupului. Te cunosc mii și mii de moaște sfinte, dar sub diverse forme. Osul lui, degetul lui, urechea lui, sângele lui, etc. Singurul sfânt cu trupul întreg, din întreaga lume, se află la mănăstirea Bistrița și este Sfântul Grigore de Capolitul. Nu vom face aici o istorie a vieții sale sau a felului cum a ajuns la Bistrița. Sunt lucruri bine cunoscute și nu insistăm. Vom relata în continuare lucruri puțin știute, dar reale. Sfântul nu vrea să treacă podul. Cunoscut ca având puterea de a aduce ploaia, nu odată trupul Sfântului a fost scos din biserică și dus în procesiuni în diferite localități lovite de secetă îndelungată. Prin anii 20, secolul trecut, Oltenia fusese pustiită de o secetă cumplită. Într-un final, mitropolitul de Craiova a recurs la ajutorul Sfântului Grigore. O impresionantă procesiune a plecat din Bistrița spre Craiova, trecând firesc prin Râmnicu Vâlcea. Procesiunea urca pe strada Tabaci, Ana Ipătescu și general Maghieru de mai târziu, și urma să treacă podul Vinerii Mari peste râul Olănești. Brusc, camionul ce transporta sicriul cu moaștele s-a oprit și nu a mai putut pleca. Au chemat mecanici, dar nimic. Motorul nu avea nimic, dar mașina nu pornea. După ore întregi de așteptare, prin fața procesiunii a trecut un călugăr bătrân de la Iezer, Olănești. Acesta, aflând ce se întâmplase, le-a zis preoților din procesiune: "V-ați uitat sub pod?" Imediat au coborât sub pod și au făcut o descoperire macabră. Trupul mort al unui nou născut. Au ridicat trupul, l-au adus pe mal și i-au făcut pe loc rugăciunile și slujba de înmormântare. Când au terminat slujba, din senin, motorul camionului a pornit și astfel procesiunea a putut să-și continue drumul către bănie. Securitatea înfrântă de sfânt. În anii 1950, 1951, regimul comunist instalat de sovietici a hotărât să adune toate moaștele sfinte din bisericile României. Și a venit și rândul mănăstirii Bistrița. Șase securiști zdraveni, în frunte cu preotul Grigore Chiriță, s-au prezentat într-o dimineață de mai la mănăstire. Maicile și călugării nu au vrut să cedeze sicriul cu trupul sfântului. Imediat, în toate satele din jur, s-a aflat vestea nelegiuirii. Mii de țărani au pătruns în curtea bisericii și au făcut zid în jurul sicriului. Securiștii au deschis focul în aer și mulțimea s-a retras puțin. Cei șase au intrat în biserică și au încercat să ridice sicriul.
Acesta, cu trup cu tot, nu cântărea mai mult de 100 de kilograme. Și cu toate acestea, cei șase nu au reușit nici măcar să miște sicriul. Sfântul nu se lăsa dus. Curioși, securiștii au adunat tot personalul clerical în curte și i-au amenințat cu execuția imediată dacă nu îl predau pe sfânt. Atunci, un călugăr de peste 90 de ani s-a apropiat de sicriu și l-a ridicat în brațele-i slăbănoage, lucru pe care cei șase vânjoși nu-l reușiseră. Cu sicriul în brațe, călugărul a ieșit din biserică și l-a urcat în carul cu 4 boi, pregătit de securiști pentru transport. Carul a plecat, dar când să treacă de poartă, boii au căzut din senin morți. Sfântul nu se lăsa dus. Încurajați de această întâmplare, oamenii au năvălit peste securiști. Speriați, aceștia au fugit împreună cu popa Chiriță și duși au fost și nu s-au mai întors niciodată. Sfântul învinsese securitatea. După faptă și răsplată, crimă și pedeapsă. Prin anul 1980, trei rudari din Costești au pătruns prin efracție noaptea în biserică. Erau hotărâți să fure inelul prețios de pe degetul sfântului. Cu toate caznele, nu au reușit să-l scoată. Atunci i-au tăiat degetul sfântului și au fugit cu inelul. Ce a urmat? Bineînțeles că fapta s-a aflat a doua zi și făptașii au fost prinși. Dar cum era un delict întreprins împotriva misticismului și nu a statului ateu comunist, hoții au fost lăsați în libertate de către autorități. Dar, la trei zile după cumplita faptă, un rudar a căzut din car și a murit pe loc. A doua zi, alt hoț a damblagit pe loc, adică a înnebunit și a paralizat total. A murit în chinuri după 2 ani grei. Iar celuilalt hoț, cel de-al treilea, într-un singur an și-a pierdut părinții, nevasta și copilul. După înmormântarea copilului, hoțul s-a dus pe defileul Bistriței și și-a pus capăt zilelor precum Iuda, adică s-a spânzurat de crengile unui plop riveran. Paraliticul, campion la cross. Nicu al lui Simian, din Pietrenii Bistriței, a suferit la 4 ani de poliomielită și a rămas paralizat total. Dus la medici din toată țara, nu i s-a putut da soluția vindecării. La sfatul maicii Olga, fosta stareță a mănăstirii Bistrița și creatoarea ordinului Acoperământul Maicii Domnului, mama și-a dus copilul la sicriul sfântului, timp de 40 de zile necontenit. Nu au aprins lumânări. Nu au lăsat bani și acatiste. Singura ofrandă, la sfatul măicuței Olga, au constituit-o lacrimile vărsate pe sicriu. După 40 de zile, copilul a reușit să miște un picioruș și o mânuță. Dus imediat la București, la Spitalul Filaret, a intrat într-un program de recuperare fizioterapeutică și după doar 2 ani devenea un copil aproape normal. Diploma care consfințea victoria lui Nicu al lui Simian la un cross din clasa 8-a a fost lăsată de mamă lângă sicriul cu sfintele moaște ale lui Grigore de Capolitul. După Revoluție, sfântul aduce ploaia des. După anul 1989,
Sfântul este din ce în ce mai solicitat să intervină în zonele distruse de secetă. Trupul Sfântului Grigore de Capolitul a colindat astfel prin întreaga Oltenie, în Banat, în Dobrogea, ajungând chiar și la focșanii Vrancei. Din păcate, azi, Sfântul nu mai poate fi văzut, el fiind închis și protejat în sicriu. Și asta din cauza celor care nu ezitau să smulgă din palma Sfântului bucățele de carne și să le ducă acasă la ei. Cu toate acestea, Sfântul Grigore de Capolitul veghează și ajută în continuare, dar cu o condiție: să nu te duci la el să-i ceri noroc în bani, noroc în dragoste sau noroc în urcarea pe scările ierarhice, sociale sau politice. Dacă faci asta, o să ai parte exact de inversul cererii. Poți să te rogi pentru sănătate, ploaie și minte, dar nu pentru avere. Dar mai ales pentru ploaie, pentru apă, fără de care nu ar fi posibilă viața. Vom reveni cu alte minuni, dar și blesteme datorate Sfântului Grigore de Capolitul. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Vă aștept și data viitoare cu mult drag. Pe curând!